România nu putea forța un vot la Consiliul Jai pentru că rezultatul ar fi fost unul negativ pentru țara noastră, spune Marcel Ciolacu. Premierul adaugă însă faptul că România mai are încă șanse de a intra în spațiul Schengen până la finalul acestui an. Aderarea țării noastre ar putea fi discutată în cadrul unui Consiliu Extraordinar Jai până la finalul lunii decembrie. Cu toate datele, este alături de mine colega mea Alina Tănase. Alina, explică-ne despre ce e vorba și ce date sunt despre acest Consiliu Extraordinar care, în mod normal, ar trebui să aibă loc până la finalul anului, așadar în următoarele 2-3 săptămâni. Bună ziua, Lorena, bun găsit tuturor! Sunt mai multe variante luate în calcul de oficialii României pentru ca România să intre în spațiul Schengen până la finalul acestui an. Prima variantă ar fi aceea în care să existe o aprobare tacită în reuniunea ambasadorilor statelor membre ale Uniunii Europene și mai apoi o validare a acestei decizii într-un Consiliu al Uniunii Europene până la finalul acestui an ar fi varianta cea mai bună pentru România. Cea de-a doua variantă, însă mult mai riscantă, susțin inclusiv europarlamentarii români, ar fi aceea în care să se dea un vot pentru aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen în Consiliul pentru Afaceri Externe din data de 11 decembrie sau în Consiliul European, iar cea de-a treia variantă luată în calcul este aceea să se convoace până la finalul acestui an un Consiliu Extraordinar al Uniunii Europene pentru a pune în discuție această problemă a aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen, asta dacă Austria va insista pentru alte condiții suplimentare, precum controle suplimentare la frontieră. Însă, toate aceste variante depind de ceea ce se va întâmpla săptămâna viitoare în Olanda, atunci când se va constitui noul parlament și este așteptată decizia atât a parlamentului cât și a guvernului olandez dacă Olanda decide să ridice veto-ul asupra Bulgariei. Atunci și Austria ar putea să decidă același lucru în ceea ce privește România, pentru că știm că pentru țara noastră Austria este cea care se opune aderării la spațiul de liberă circulație. Așa că rămâne de văzut ce se va întâmpla în următoarele săptămâni, când vom ști exact dacă sunt sau nu șanse ca România să intre în spațiul de liberă circulație până la finalul lunii decembrie. Nu puteam fi pe ordinea de zi decât dacă doream să forțăm un vot pe care l-am fi cunoscut dinainte. Nu neapărat votul Austriei împotriva României. Am fi cunoscut foarte clar votul Olandei împotriva Bulgariei. Procedura în Olanda este mai complicată decât în România. Trebuie un vot prin Parlament. Deci, reprezentant primul ministru se merge cu mandat din partea Parlamentului pentru a vota într-un Consiliu European. Sunt șanse și am avut discuțiile și în Spania, am avut discuțiile și în Germania, am avut discuțiile și cu președinta Comisiei.